Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta cu ce aplicație am făcut piesa Bani. Am făcut cu aplicația asta, se numește Voloco, care o puteți descărca pe Play Store, pe Magazine Play și pe Apple Store. Acum intrăm pe Voloco. Bun, aici vă puteți selecta dacă vreți doar să filmați sau să nu filmați și doar să cântați. Aici, dacă apăsăm pe Select a Beat, punem pe Voloco Beat, aici ne dă niște beat-uri pe care le putem alege și putem face piesa. Putem face piesa. De exemplu, eu aleg asta. Ați auzit-o? O selectez. Și selectez-o. Bun, o aleg. Pe select, apăsăm pe select. Intrăm aici pe key. Și putem pune. Eu la piesa aceea am pus Just Intonation. Și efectul, ce efect am pus? Am pus Hair Tune, iar apoi am intrat pe mic și am pus Beat Correction String mai mic. Am dat așa mai mic să nu se audă așa de tare și volumul vocal volume, am dat la jumate să nu se audă vocea așa de tare și Baking Track volume am dat la maxim. Da, și aici vă puteți alege ce vreți. Dacă apăsați pe acest cerculeț roz, roșu, se înregistrează. Și eu acum înregistrez o piesă, un videoclip. Apăsăm aici. Și începe. Ar trebui să meargă. Ce nu merge? Poate pentru că... Nu cred. N-am înțeles de ce nu merge. Pun pe start. Nu merge, nu înțeleg de ce. Știu de ce. Știu că așa va merge. Nu va merge. Nu știu de ce, poate pentru că filmez. Nu cred că... Dacă apăsați aici jos, aici scrie Sing, My Tracks și Top Tracks. Adică astea am top, cele mai bune, cred. Da. Și da, cu această aplicație puteți să faceți muzică. Mi-am făcut și în curând o să mai postez o piesă. Aici jos vedeți video tutorials. Dacă apăsați, vă dă pe YouTube și pe canalul ăsta Slam Academy și vă explică tot cum să faceți, în caz că nu știți. Da. Și aici sunt My Tracks, muzicile mele care le-am făcut, piesele mele. Eu voi posta această piesă. Aceasta. Stop, să nu auziți toată. Da. Delete. Aici, dacă... La My Tracks, aici vă arată piesele voastre pe care le-ați făcut.
și puteți apăsa pe aceste trei punctulețe și vă arată dacă vreți să ștergeți piesa sau să puneți un nume. De exemplu, pun a doua piesă. Piesa a doua piesă. Și asta voi posta în curând. Acesta a fost videoclipul pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Pa, la revedere și nu uitați să dați un like și un subscribe.